Dacă deșeurile periculoase din menajer sunt abandonate în locuri neamenajate, pot polua grav mediul înconjurător. Păstrați-le în gospodărie și debarasați-vă legal de ele doar în spații special amenajate și la operatori autorizați. În perioada 1-30 iulie se desfășoară o nouă campanie de colectare gratuită a deșeurilor periculoase din menajer în zona 1 rural a județului Timiș, organizată de Retim și Adit Timiș, în localitățile Șandra, Iecea Mare, Bucovăț, Parța, Mașloc, Pișchia, Fibiș, Cărpiniș, Cenei, Foeni, Otelec, Uivar, Noi, Becicherecu Mic, Satchinez, Biled, Giulvăz, Peciu Nou, Variaș, Sânandrei și Săcălaz. Cetățenii pot depune prin aport voluntar și gratuit deșeurile periculoase din menajer în containerele special puse la dispoziție în punctele de colectare. În cadrul acestei campanii se pot preda ambalaje care conțin reziduri de substanțe periculoase din menajer sau sunt contaminate cu substanțe periculoase, uleiuri și grăsimi, altele decât cele comestibile, deșeuri din lemn cu conținut de substanțe periculoase și pesticide. În cadrul acestei campanii nu se preiau alte categorii de deșeuri.